Dosar penal pentru Victor Ponta, procurorii DNA Ploiești îl suspectează de corupție pe fostul premier și l-au citat în calitate de suspect în dosar. Este vizat și fostul deputat PSD Sebastian Ghiță. Urmărește subiectul corespondentul nostru Gabriel Degeratu în legătură telefonică directă acum. Bun găsit, Gabriel, care sunt acuzațiile ce îi se aduc lui Victor Ponta în acest nou dosar? Bună ziua! Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat la sediul DNA Ploiești, unde este audiat de o oră de procurorii anticorupție, el fiind citat în calitate de suspect într-un nou dosar în care sunt acuzați de folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. Astfel, fostul premier ar fi primit o sumă de bani pentru a sprijini la alegerile parlamentare din 2012 un anumit politician pentru ca acesta să candideze într-un colegiu în care ar fi avut șanse să câștige. Ponta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, inclusiv la acea referitoare la posibila sa excludere din baroul de avocați și a spus zâmbind că a venit să semneze condica. El a mai fost audiat la DNA Ploiești în luna aprilie acestui an, când a fost citat ca martor în dosarul în care deputatul Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată pentru șantaj, dare de mită și folosirea de informații nedestinate publicității, alături de șef din poliție și parchete. De altfel, Ghiță este și el așteptat astăzi la parchetul anticorupție prahovean și va pleca de la Înalta Curte de Casație și Justiție din București, unde se află acum, spre Ploiești, unde este așteptat la ora 13. El ar putea fi politicianul implicat în acest nou dosar penal, în care suma vehiculată este de 200.000 de euro și există suspiciunea că acești bani să fi fost folosiți de Victor Ponta pentru a plăti vizita fostului premier britanic Tony Blair în România. Sebastian Ghiță a fost nominalizat candidat PSD la alegerile parlamentare din 2012 și ulterior a devenit deputat PSD în Colegiul 4 Prahova, zona Păulești-Slănic. Atât deocamdată de la Ploiești.